Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Pentru ce sunteți aici și nu sunteți în filarmonică azi? Pe scurt! Cântați azi sau protestați? Noi suntem muzicienii filarmonici de stat Sibiu. Suntem angajații instituției și, din păcate, am fost dați jos de pe scenă ieri și noi, din păcate, dorim să cântăm, dar nu putem cânta pentru că sunt alții care cântă în locul nostru, niște colaboratori chemați să cânte în locul nostru, noi fiind, ca să zic așa, trași pe bară. De ce? Care este explicația? Ce vi s-a spus? Și dacă e pentru prima oară când se întâmplă asta? Este pentru prima oară când se întâmplă asta, în număr așa de mare. Câți adică? Noi suntem, după cum vedeți, aproape 80% din orchestră în momentul ăsta aici. Sau 10, aproape 20... toți. Ce înseamnă? Câți toți? Sunteți de toți? Da, în orice caz, sunte și unul dacă ar fi fost. Okay. Da. Deci, cenzura în care trăim deja de foarte mult timp, de în ultimii 3 ani. Astăzi, de ce nu sunteți în sală? Care este explicația? Ce vi s-a zis? Ce ni s-a spus? Nimic. Atât? Așa. Ați văzut comunicatul de presă în care ei susțin că ar fi vorba de bani? A fost trecută ca și jurate de serviciu. Noi suntem, totdeauna avem o sarcină de serviciu, mai nou, avem decizii manageriale, managerul emite decizii. Și aceste decizii, noi suntem obligați prin contractul nostru să le respectăm. Aceste decizii sunt abuzive și din acest motiv, noi din luna februarie purtăm banderole în mod pașnic pentru a arăta publicului sibian ceea ce se întâmplă în interiorul instituției, unde au loc concedieri, avertismente numai 16 săptămâna trecută pentru colegii noștri. Noi suntem... Vi s-au luat din salariu sau sunt avertismente verbale? Avertismente scrise. Este primul pas după care sunt... Bun, dar s-a ajuns la această situație. Nu s-a mai întâmplat înainte de un festival, de un eveniment mare, să vedem o poartă din orchestră aici. Este pentru că problemele de fond nu s-au rezolvat și pentru că există o mare cenzură și o mare dezinformare. Noi avem și documente justificative pentru a vă arăta în hârtii și în cifre că nu este vorba de bani. Noi suntem angajați acestei instituții și în acest moment se întâmplă următorul lucru. Noi suntem bugetați de stat și alți oameni sunt plătiți prin alte contracte în acest moment. Și cel mai grav din punctul meu de vedere al unui muzician este că din punct de vedere artistic noi suntem dați la o parte, suntem toți muzicieni de performanță care am dat un concurs să ne angajăm pe scena și să stăm în Filarmonica de stat Sibiu și noi astăzi suntem din păcate afară și numele nostru, pentru că pe afiș scrie Filarmonica de stat Sibiu, acolo apar alți oameni care nu sunt Filarmonica de stat Sibiu și care nu au nicio vină că sunt acolo, pentru că este pur și simplu o orchestră făcută din colaboratori aduși din toată țara. Mai zi-mi o dată numele și prenumele și ești liderul de sindicat? Eu sunt Monica Florescu, sunt și pianista Filarmonicii de stat Sibiu și liderul de sindicat al Filarmonicii, al artiștilor Filarmonicii. Sindicatul are cât la sută din angajații Filarmonicii, din muzicieni? Sindicatul reprezintă 80% din toți muzicienii din instituție. Mulțumim frumos! Locuiesc de 10 ani aproape în Sibiu cu familia mea, facem activitate culturală și am... Este dureros pentru mine să trăiesc acest moment astăzi, pentru că este o dezinformare și o cenzură la care noi muzicienii suntem supuși și pentru acest lucru noi ne aflăm astăzi aici, pentru a opri această cenzură și pentru a opri dezinformarea și minciuna cu care
s-a ajuns în acest moment și vă spun din nou, avem argumente detaliate și în hârtii pentru a vă justifica. Filarmonica, de exemplu, a pierdut un proces săptămâna trecută, o executare silită, bani pe care trebuiau să ne dea, dar nu s-a respectat o sentință judecătorească. Am fost obligați să mergem la executor și sumele sunt peste 270.000 de lei, bani pe care noi am reușit să-i recuperăm. Printr-o decizie definitivă și irrevocabilă? Printr-o decizie definitivă și irrevocabilă, dreptul nostru și banii acestor muzicieni. Și încă o dată afirm, nu este vorba de bani. Noi suntem Filarmonica de Stat și oricum noi aveam astăzi o sarcină de serviciu să facem acest lucru printr-o decizie a managerului, decizie pe care putem să vă arătăm, și noi am încălcat decizia managerului, pentru că nu am respectat ce scrie la vizier. Dar ce scrie la vizier, concret? Programul de lucru mai nou, prin decizii manageriale, căci așa funcționează instituția noastră de cel puțin 6 luni încoace, prin decizii, este că tot ceea ce apare la vizierul filarmonic este obligație de servici. Bun, și vi s-a cerut un program de lucru între cât și cât acum? Sau ce vi s-a cerut? Vi s-a cerut să nu cântăm la și acum ni s-a cerut. Asta am înțeles, dar la vizier ce scrie? Să nu cântați și nominal? Nu, s-a afișat o altă distribuție. Am înțeles. A unor oameni fără angajați. Da. Ei spun că e legal ce au făcut, că am întrebat și asta înainte să ne vedem. Și care este argumentul lor? Este legal sau nu este legal? Care este argumentul lor? Ei trebuie să spună dacă este legal. Au spus doar că este legal. Să demonstreze că este legal. Deci aici nu protestați, nu huiduiți, cântați la mulți ani. Cântați la mulți ani. Am înțeles.